Bună seara, dragii mei, sunt Arotela cu o nouă etalare la alegere despre ceea ce simte pentru voi o anumită persoană. E o etalare făcută destul de repede, adică o să o fac mai iute, nu așa lungă, și o să o refac eventual într-un alt context cu alte întrebări la un moment dat. Nu știu cât de curând, da. Să vedem, trebuie să vă pun să alegeți. Aveți ea numărul 3, 2... Vreau să stea. Oh. Așa. Deci aveți de ales. Scuzați-mă că se aude așa. Numărul 1, 2 și 3. Toate țin de energie. Soarele negru, bateria și cutia de chibrituri. Așadar, vă puneți pauză și vă alegeți. Începem cu... Cei care ați ales acest soare negru. Soarele fierbinte, clar. Dar negru, în acest moment, mă duce cu gândul la noapte, la mister, la ascuns. E un soare ascuns, este o pasiune ascunsă, mognită. Mognită și în acest moment cu tendințe toxice. Hai să vedem ce simt. Și nu doar ce simt, ce cărți mai vin. O să avem la sfârșit și una, două, trei maxim cărți din seria cărților sexuale, erotice. Ce simte numărul 1 pentru cei care au ales acest număr? O dată. Ia câtă, nici nu m-a așteptat. Unicornul. Ok. De două. De trei ori. O simt nevoia să taie. Noapte iar. Cred că are și multe responsabilități acest personaj. Duce multe în cărcă. Poate și voi, dar... Cobra. Și steaua a fost și mai devreme. E o notă de speranță. Nu știu, în sufletul cu ei, al vostru, al lor. Ce simte? Simte că... Știți ce simt? Nu știu ce. O să vedem. Cu steaua, care înseamnă steaua, da? Vindecare. Distanță, greu de atins. Ei se simt foarte aprinși de voi, foarte excitați. Cobra e un simbol falic toată ziua. Și e și cavaler. Probabil că simt acest lucru la modul impulsiv. Când se gândesc la tine, la tine numărul 1, când se gândesc la tine numărul 1 sau la voi, au gânduri sexuale. Dar mai simt un lucru, că sunteți, voi sunteți altfel, sunteți niște unicorni, casa a șasea. Voi vedeți lucrurile altfel, trăiți în alte realități, în alte dimensiuni, veniți de pe o altă lume, sunteți foarte idealiști. Sunteți foarte special și, am spus, ei au responsabilități cu Camila. Poate că și voi aveți responsabilități. Dar văzând steaua, simt că vă văd de neatins. Steaua este greu de atins, adică e imposibil aproape, ca și soarele, ca și luna, dar steaua e și mai departe decât cele două, nu? Mai departe decât soarele, da? Și totuși, interesant, soarele e aici. Pasiunea este, cel puțin din partea lor este pasiune, nu știu, din partea voastră. Dar din partea lor este pasiune. Dar, repet, foarte mognită, ținută
un controlul cui nu știu cât de țin de control, că are conotații, are tendințe toxice, dar e ținut în camera lor, în lumea lor. Voi luminați, voi aveți altceva. Da, am zis că sunteți de neatins. Haideți să vedem ce altceva mai simte pentru voi. Își doresc. Mai vedem, hai să vedem contextul. Odată, ce sunt pentru voi? De 2 ori, de 3 ori. 10 de foc. 10 de foc și cămină. 10 de foc este un foc care consumă. Care consumă, care arde, arde apropo de soare, până la cenușă. Interesant, negru ține și de cenușă, de arde, de combustie internă. De 3 ori. Trei ori ce simte. Asul de aer. Vreau să spun că își doresc foarte mult să comunice, că mă uitam la cobre și parcă simțeam cum își scoate limba aceea foarte periculoasă. Și nu știam dacă e vorba de mușcătură sau de comunicare. Cu asul de spade simte nevoia. E interesant, unicornul, se repete elementul ăsta. Simte nevoia să comunice. Eremitul, e tăcere între voi, clar. De-aia am zis că sunteți de neatins. E tăcere între voi. Ați închis ușile și unul și altul. Probabil că v-ați însigurat și în lumea voastră pasiunea mocnește. Poate și... Ia uite, eremitul. Eremitul faetonul. Doar arcane majore și un as. Emoțiile, simțurile, sentimentele sunt intense, să spunem. Sunt intense și chiar dacă păreți de neatins, există o viziune, o nouă viziune. În această perioadă de tăcere, eremitul, aveți semn de aer, geme în balanță vărsător, semn de foc cu cobra. Eremitul ar fi zodia fecioarei, eventual, nu obligatoriu, faetonul, rac sau săgetător. În fine, așa, mai vedem ce alte semne apar. Poate sunt case de ale voastre, poate sunt marcaje planetare, nu asta contează. Central, tăcere. Vă urmăresc, cobra ce face, urmăresc cu atenție orice mișcare a voastră. Însă, interesant ce simt. Cu cât vă urmăresc mai mult, cu atât simt că voi sunteți altfel. Dacă voi sunteți aici unicornii, căutați alt număr. Dar unicornul e prezent și de fapt e prezent unicornul, Pegasul și cei doi cai, alb și negru. Interesant. Dorință de libertate. Interesant ce vin mesaje. Calul pentru mine reprezintă libertate. Știți, ia uitați, vedeți, îl port cu mine, calul de argint. Reprezintă libertate. Curaj. Simt că sunteți niște persoane curajoase, cu o dorință de libertate, poate ieșită din comun, pe care nu o înțeleg, dar că aveți niște viziuni foarte speciale despre viață. Poate chiar și își se gândesc că poate și despre ei gândiți într-un anume fel. Și de-aia, într-un fel sau altul, s-a pus un anume tip de tăcere sau comunicați foarte puțin eremitul. Și asta ca să vă analizați. Și voi și ei. Nu știu voi ce faceți, cât vă analizați și cât îi analizați, trebuie să vedem. Dar ei se gândesc. Cu eremitul se gândesc profund. Profund. O să vedem și la clarificări. Poate ceva s-a întâmplat în septembrie, septembrie și în iulie, în vine. În fine. Septembrie și iulie. Dar, ce simt? Simt că sunteți niște persoane foarte inteligente,
foarte gânditoare, cu viziuni excepționale și cu o determinare cu faeton excepționale, echilibrate, chiar dacă în aparență sunteți mai ciudați ciudate, cu idealuri înalte, asta simt, dar mai simt nevoia de a comunica, de a trece printr-o znorie și prin toate lumile astea care vă separ. Își doresc, ca și când e gândul lor care s-ar transforma într-o formă similară cu a voastră, vedeți? Doi cai aici, doi cai și la faeton. Într-o formă similară cu a voastră, ca să puteți să comunicați cât de cât la fel și să puteți să mișcați situația mai departe, să aveți victorie în această situație, care, repet, deocamdată nu se căstă pe loc. Încerc să caut un termen, îmi vine un termen, dar e destul de neclar pentru că nu e din zona mea de cunoaștere profundă. Era un termen bancar în care se închid ușile, în fine, cred că cineva care studiază zona asta financiară ar fi știut mai bine termenul. Văd casa asta, de fapt nu casa, ușa asta închisă de ca și când și ușile și cheile agățate în ușă, de ca și când este o... Nu înseamnă și casa nouă a călătorilor, poate, repet, e o distanță între voi. Voi păreți de neatins, ei sunt pe drumuri, ați agățat cheile în ușă și ați plecat. Faetonul dă și cu asul de aer îmi dau senzația, sentimentul că totuși vor victorie. Simt nevoia să treacă de această tăcere. Hai să și clarificăm, dar să temem la capătul setului de cărți. Iau temperatul. Da, vor să fie în control. Luna, simt. Poate există și regele de pământ cu justiția și regele de pământ și împăratul, posibil dacă vă gândiți la un bărbat, acesta să fie căsătorit sau într-un contract care îi permite un statut financiar mai altfel decât restul lumii și totuși ține acest contract sau această căsătorie, o ține secret față de voi. Dar însă voi cred că intuiți cu unicornul care vede, voi cred că intuiți și cred că dacă ați intuit că ceva, personajul ăsta mai are pe cineva în umbră, în secret, contract, soție sau, eu știu, familie sau rude, chiar dacă a fost dragoste, chiar dacă e dragoste șase, îndrăgostiți între voi, dacă voi ați intuit că este ceva în afara voastră, altcineva în afara voastră, cred că a susținut această tăcere. A susținut-o. Nu știu cine a lansat tăcerea dintre voi, dar voi o susțineți. Și ei acum simt nevoia de comunicare. Își doresc victoria. Dar hai să vedem. Își doresc victoria. Știu că trebuie să aleagă între voi și cealaltă persoană. Care e în umbră. Interesant. Cealaltă persoană care e în umbră e ascunsă, voi nu știți. Cu care au mers în drum. Dar voi acum, interesant, aici apare calul alb. Voi sunteți calul alb. Persoana în lumină, pe care o văd altfel, o văd. În primul rând o văd pentru că voi nu vă ascundeți. Poate cealaltă persoană e mai... În fine. Ce simt? Știți ce mai simt? Simt că ei simt că voi vreți să vă îndepărtați de ei. Vreți să începeți ceva nou.
Vreți să începeți ceva nou conform idealurilor voastre și această tăcere vă permite să mergeți voi mai departe, vedeți unde sunteți. Nu am dat o grămadă de mesaj. Ia uite, iar faitul. Ce simt? Clarificăm asul de spade. Asul de spade pentru numărul 1. Ce simt pentru voi în această perioadă? Odată. Asta, nu mai. Ia uite, regele de cupe. Da, simt multe emoții. Multe emoții ar vrea să comunice aceste emoții. Rămâne de văzut dacă și va face ceea ce simte. Dar de simți simt foarte multe. Pe lângă atracția fizică, pe lângă faptul că îi răscoliți numai gândul la voi și emoțiile profunde pe care le simt, îi excită. Asta e cuvântul. O să caut altul. Afară de chestia asta, și-ar dori să explice, să explice, da, interesant, să explice ceea ce simt și fizic, dar și emoțional. Dar este o așteptare cam lungă. 7 de monede, eremitul iar ține de o anumită așteptare pentru că, interesant, regele de spade. Probabil că acest personaj, dacă a fost mai rece, mai glacial cu voi, deși a simțit din partea voastră prietenie, dragoste, este chemat să se transforme și transformarea asta cere timp. 7 de monede poate să însemne și un timp destul de îndelungat. Eremitul. Clarificăm eremitul. Ce simte? Tată. De trei ori. Mai zis, ia uite. Căsătoria, familia, banii sunt un aspect în această poveste. Ia uite, 7 de cupe. Un anume tip de confuzie. Mai dăm. 7 de cupe. Confuzie, de ce se simt așa atrași regele de spade, de bâte, nu e de spade, de bâte, probabil că nu arată. Într-un anume fel par mai detașați, dar simt atracție teribilă, magnetism, sexualitate, ce vreți voi. Și nu înțeleg lucrurile acestea. Și ar vrea să înțeleagă cu eremitul. Dar au pus, dacă mai au și altă relație, cu atât mai mult. Cum pot eu să simt atâtea lucruri față de cineva cu care n-am trăit, nu aia nu e dată, mai dăm o carte. Ia uite, eremitul, de două ori. Probabil marcaj puternic în fecioară, marcaj, sau în casa nouă, o casă destul de spirituală și atunci, nu știu care din voi are marcaj pe case spirituale, dar ce simt? Simte nevoia să-și ascundă această pasiune. Pentru că există și probleme probabil familiare, financiare, dar mai ales e confuzia lor. Unii dintre ei au opțiuni. Dar dintre toate opțiunile voi păreți ceva ieșit din comun. Da? Clarificăm faitul. Ia uite, 10 de monede, regina de cupe. Și 9 de monede. Independență versus familie. Și la mijloc, emoții. Vedem pe Phaeton, clarificăm Phaeton. Ce simte față de voi? Ce simte față de voi? O dată. De două ori. De trei ori. Iată, consumă. 10 de bâte a doua oară când vedem, da? Îi consumă cu atracția asta pe care o simt. E obsedant, a zis, este un soare care devine toxic, care se consumă singur. Faetonul este clarificat de valetul de cupe care ar însemna dorința de a veni spre voi să comunice iar comunicare. Ce simte? Dar simte foarte mult, o să comunice foarte puțin din ceea ce simte. Eventual să transmită niște scuze. Mai dăm pe valetul de cupe. Îndrăgostiți, da? Hai, sunt îndrăgostiți, clar. Simt dragoste.
Dar trebuie să și aleagă între voi, cum a zis mai devreme, și altă persoană. Da? Și pe îndrăgostiți. Opt de cupe. Care s-a îndepărtat dintre cei voi? Voi sau ei? Unul dintre voi s-a îndepărtat. De ce? Ia să vedem. Ah. Vă părăsi pentru relația karmică? Pentru mine, în patru de monede, este relația karmică. Au lăsat această... De-aia trebuie să-și ceară scuze, că au lăsat dragostea asta profundă. E regele de cupe, da? Uitați, am acoperit cu cărțile. Regele de cupe aici. Asta este... Asta e adevărul. Asta e adevărul, că vă iubesc. Că simt. Dar pe lângă simțire au și multă pasiune pe care nu o înțeleg, pe care încearcă să o țină în secret, în control. Vă urmăresc de la distanță. Se analizează și pe ei și pe voi vă analizează orice mișcare. Dar asta e, dacă vor să aibă victorie, sunt conștienți cu asul de aer că trebuie să exprime tot ce simt. Tot. Și în primul rând scuze că au părăsit, opt de cupe părăsește această dragoste. Pentru ce? Pentru patru de monede, mă lași. Pentru o casă, că e din familie, relația karmică, sunt părinți, rude, frați, ce ori mai fi surori, sau soț, soție, sau prietenă, prieten, cu care stau ca să stea lângă cineva, pentru că patru stă, e cea mai stagnantă energie, formă geometrică. Mai dăm și pe regele de cupe o carte odată, de două ori. Adevărul este că vă iubesc. Da, asta e. De trei ori. Eventual stau și muncesc toată ziua ca să uite. Da. E o distanță între voi și la această distanță posibil să fie și eu o soție. Posibil, iau de soția și regina de monede. Și totuși, ce se întâmplă acolo, nu cred că vreți să știți prea mult, în fine. Mai dăm pe regele de cupe o carte. Iau cu marele preot. Încă o carte pentru marele preot. Roata norocului. Sunt căsătoriți. Sau au o relație serioasă. Mai dăm. Conflicte. Orice schimbare de energie, de situație, aduce conflicte. Mai dăm pe 5 de spade. Iau, ar vrea victorie. Avem faetonul 6 de bâte, dar trebuie să se gândească strategic. Cum să facă să vină? 4 de spade ține tot de un eremit mai mic. E mai democrat. Da, consumă, e greu. E greu. Trebuie să depună toate eforturile. Se gândesc cum să își adune toate eforturile, toată energia, mai bine zis, energia. În soarele să nu întâmplă tot ați ales. Da. Lăsăm doar marele preot, că le-am întins pe toate așa. Ia uite, diavol, am vorbit de energie toxică, ia uite-l. Triunghi amoros poate. Poate că muncesc foarte mult, poate și asta și la locul de muncă. Au pe cineva care stă după ei tot timpul. Știți că se mai creează iubiri de-astea profesionale. Mie nu mi-a plăcut niciodată relațiile la locul de muncă, cele mai periculoase. Și-ar dori, soia de la zero, și-ar dori să vină să exprime ceva. Multe, valet, 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 să exprime. Își doresc foarte mult să exprime. Ia, ia uite. Dincolo de aceste responsabilități și greutăți ce mai au ei în viață, voi sunteți norocul lor. Broasca, broscuța fermecată, unicornul, voi sunteți. Marea lor preoteasă, voi sunteți, ia uite-ți. Persoana care îi intimidează și îi atrage totodată. Ce, vai, ce frumos sunt. Da? Îi intimidează și îi atrage în același timp. Hai să vedem. Că am zis că facem mai puțin. Vai, s-a oprit la asul de cupe. Nu știu cum v-ați întâlnit, dar o să fac o etalare despre chestia asta. Cum v-ați întâlnit, cum va fi, cum va mai fi. Dar în acest moment pare că oamenii ăștia sunt prinși de emoții, cavalerul de cupe și asul de cupe. Și avem și un as de aer cu regele de cupe. Da.
visează, se gândesc la voi destul de des. Adică, în tăcerea asta există și... da, uite, ce a fost și aici, în setul ăsta de cărți. Confirmare? Așa. Și în setul acesta de cărți s-a văzut. În această tăcere, da, foarte mare tăcere, cu remitul de două ori, au și vise erotice. Poate că și voi, nu știu, sau voi deja mergeți în altă direcție posibil. Variază de la om la om, o dată. De doi. Trei ori, ce simt? De voi. Cinci de monede. Se simt un pic abandonați, dar și-ar dori să vină, să comunice, să vă sărute, să vă îmbrățișeze, să vă întâlniți undeva, să ascultați muzică, eventual să vă transmită prin muzică ceea ce simt și ceea ce gândesc și nu reușesc să exprime. Ia uite, nebunul, l-am mai văzut. Valetul de monede. Da, și-ar dori să vină să vă îmbete. Ia uite. Dar o întâlnire în secret, aici e problema. Luna. Sunt două relații. Păi mai, nu știu dacă vă convine vouă. La capătul setului de cărți sunt geloși. Nu cumva v-ați găsit pe altcineva? Mai bine îi așteptați pe ei, că ei sunt destul de obsedați. Obsedați de... Oho! Fecioară Capricorn, avem marcaj puternic pe Fecioară Capricorn și semne de apă. În ceea ce privește aspectele sexuale, pe acolo sunt niște chestii. Clarificăm de bună ce simte pentru voi. O dată, de două ori. Ce simte pentru voi? Nebună. Ce nouă de bute. Își doresc chiar comunicare. Comunicare de la suflet la suflet. Voi sunteți singurele, eventual singurii, care îi reușiți să-i faceți să se simtă vulnerabil, să-și deschidă sufletul. Dar mai sunt alte persoane în context. În jurul vostru. Și aici e o mare problemă. Ia uite. Pasiune. Asul de bute. Am văzut asul de spade. De aer, acum asul de bâte. Pentru care, dacă vreți, ar trebui să așteptați. Dar nu știu cine vrea să aștepte, dar și-ar dori să fie cu voi. Acum, în acest moment, dacă îi întrebați ce își doresc, își doresc să fie cu voi, să facă dragoste. Să ardeți, interesant că am vorbit de soare care arde, să ardeți până la cenușă. Vai, și era o melodie foarte frumoasă din Poemele Luminii. Trupul tău tânăr de vrăjitoare mi-arde în brațe ca în flăcările unui rug. Nebun, ca niște limbi de flăcări, eu brațele mă întind, ca să stopesc zăpada umerilor goi și ca să sorb, flămând să-ți mistui, puterea, primăvara, nu știu ce, totul. Da, o poezie... Parcă... Nu, sau Ion Miulescu, de o poezie care îmi vine în minte, o știu, am recitat-o de atâtea ori. Valetul de mâne, de parcă m-am amestecat, ia, odată. Ce simt? Simt nevoia să vă îmbete și să vă aibă în control, că am văzut împăratul, da, dar să vă aibă în control. Dar să se ascunde, nu știu, personajul ăsta tot timpul se ascunde? Voi îl știți. El în spate, luna, iar secrete, am văzut eremitul de două ori. Nu știu dacă e normal. Măcar când sunteți împreună să fie mai vizibil. Ia uite, patru de spade. Iar comunicare, dar dacă s-ar putea să nu trebuiască să comunice, ar fi mult mai bine. Comunicarea asta este din cauza că voi îi provocați să comunice. Ia uite steaua și 10 de cupe. Visează! Visează că veți fi fericiți, că vă veți vindeca împreună. Da, chiar dacă acum sunt geloși, ia uite. Poate că sunt geloși că... Da, dar ei, nu știu, unul dintre voi e căsătorit, nu știu, văd marele preot. Și în căsătoria aia se cam dau ordine, așa le văd acum. Însă. Clarificăm luna odată, de două ori, de trei ori.
simt foarte răniți. Simt că și ei v-au rănit pe voi într-o anumită formă prin tăcerea lor. Ia uite, obiectul. Mai ce simt! 8 de spade are un blocaj mental. În aceste de cărți, da, cei doi se atrag, dar mai e un diavol în spate. Și ce simt? Simt că această carte se referă la cealaltă persoană. Simt că cealaltă persoană îi vrea să expune, dar ei se abțin. Eu așa văd în acest moment și în acest context. Cealaltă persoană îi vrea, ar putea să fie chiar toate cele trei legate de cealaltă persoană. Cealaltă persoană îi vrea și ei se abțin pentru că se gândesc la voi obsedant. Cealaltă persoană ar face orice, ar îngenunchea în fața lor, dar ei parcă îi resping, ei își doresc să fie cu voi. Vulnerabilitatea voastră e altfel decât, interesant, permisivitatea lor, aș spune. Probabil această persoană vrea să vorbească cu ei, dar ei se gândesc că ar vrea să meargă într-o nouă direcție cu voi. Uf, ce ciudat mesaj. Ce ciudat. Trecând peste asta, da, și-ar dori să vă îmbete și cu emoții. Și da, ar vrea control. Ar vrea un anume tip de control. Să vă spună ce să le faceți eventual. Și voi să împliniți dorințele lor, visurile, apropo de lună, visurile lor. Cam atât. Deocamdată o să mai facem, da? Moartea și 10 de spade. E o obsesie aici. Obsesie pe care ei nu reușesc să-și împlinească eventual. Obsesia asta care le aduce multă suferință. Nu știu cât ați fost, dacă ați reușit să fiți împreună, cât ați fost, dacă voi ați plecat mai departe, cum am zis la început, wow, wow. Dacă îi mai așteptați, în fine, veți trăi și veți vedea și vom mai vedea și prin următoarele etalări. Însă, dragii mei, dacă ei au lăsat această dragoste în urmă pentru relația karmică, chiar că trebuie să-și ceară scuze. Și nu doar să-și ceară scuze, ar că am trebuit să demonstreze altceva. Deocamdată cam atât. Ia să pun cărțile la loc și să ne pregătim pentru numărul celălalt. Ce număr era? Aha, Toshibuța. Toshiba. High power. Ce simt despre voi? Că aveți o energie foarte puternică și că îi încărcați. Poate că și ei sunt foarte puternici și au energie, dar, nu știu, voi probabil că depășiți niște așteptări. A, poate să însemne ceva să fie inițialele numelui lor. A și A. Interesant. Ce simt? A și A oricum este pe minus. Cu alte cuvinte, știți ce simt la minus? Simt că sunt pe faza de receptivitate în această relație. Adică, dacă ar fi ceva, ar trebui voi să acționați, nu ei. Așteaptă ca voi să acționați și ei să primească acțiunile. Nu știu ce ar putea să fie AA. Poate cineva face vocalize, cântă. Doremi, poate să zic. Interesant. Ce simte? Ăștia, oamenii ăștia, sunt regele de foc. Elefantul. Probabil că sunt și oameni mai înalți, mai bine făcuți, voi știți. Dar... Wow! Multă pasiune. Multă. Și dacă e vorba de sexualitate cu iepurașul, toată ziua, toată noaptea. Nu contează de câte ori. Nu contează cum. Mai repede, mai încet, mai... Cum o fi...
De sus pe jos, nu contează. Ce mai simt? Toshiba. Warning. Soi de nu știu dacă avertizare să zic. Da, ei simt că voi sunteți în acest moment pe plus și este un semn de avertizare. Ce înseamnă asta? Nu știu, vedem dacă apare ceva chestia asta și în etalare. Warning. Adică, cu alte cuvinte, warning, vă simt destul de periculoși, periculoase, warning. Aveți energie, că se vede, că nu se vede, ei așa simt. Și, în primul rând, energie sexuală, ei vă simt energia sexuală, că e foc. Dar nu e doar de sexuală, e vorba și de fizic, nu în sensul de material, de monede, ci de energie. Aveți o pasiune așa care generează, nu știu ce generează, atracții și din partea lor și altora, dar ce mai face? Sparge blocaje. Mă, ce energie puternică aveți. E așa simt. Poate că și ei sunt înalți, poate că și ei sunt bine făcuți, poate că sunt și ei virili, dar nu e vorba doar de energia lor. Am zis, am senzația că, nu știu, dacă pe ei reprezintă acest A, interesant, de nu pot să comunice foarte bine acum. Nu pot să comunice foarte bine, așadar așteaptă ca voi să acționați, voi să comunicați dacă s-ar putea. Ce mai simt? Da, vedeți, interesant, alcalinul albastru. Comunicarea e pe minus la ei. Nu știu ce am impresia că aul acesta ține de ei. Dacă simțiți că aveți energie și vreți să le dați un pic de energie, dați-le. Dar, în principiu și ei sunt oameni foarte energici. Ca și voi, de altfel. Cu ceva diferențe. Poate că unul e mai mic, mai flexibil, dar altul este mai înalt, mai dominator fizic, nu știu, poate și altfel dominator, dar ce simt. Hai să mai tăiem. Ia. O dată, ca ce a venit repede. De două ori. De trei ori. Sunt niște gânduri negre. Probabil că de-aia nu vor să comunice, nu pot. Beaver. Construiți și iar, ia uite, foarte stresați din cauza acestei atracții, chakra a doua, a sexualității. Încep să vadă lucrurile altfel. E un soi de trezire a lui Kundalini, dar nu știu cât e trezirea, cât încep să conștientizeze că energia aceasta sexuală, mai ales care este între voi, este de altă natură, au alte viziuni. Și asta probabil că îi stresează. Îi stresează pentru că există un aspect care ține de mândrie în acest context versus o modestie care construiește și o mândrie care blochează. Așa simt. Să zic. Ce simte? Că ar construi cu voi. Ar construi cu voi ceva durabil. Interesant, a fost luna plină Beaver în septembrie. Parcă a fost în perioada aceea. Da, 5 de cupe. Ar vrea să comunice. Că ce? Că le este dor. 5 de cupe le este dor. Regretă niște chestii care s-au întâmplat între voi, voi știți, dar regretă. Și ar vrea să construiască, am zis de construcție, să comunice și să construiască, pas cu pas, încetişor, încetişor. Dar deocamdată stau și analizează să ce simt.
O dată. De două ori. De trei ori. Ce simt? Doi de pământ. Mesagerul de aer. Regele de apă. Posibil, aveți a face cu un bărbat în semn de apă sau de pământ. De, nu de pământ, o fiș de pământ, dar poate o fiș de pământ, dar vreau să zic de foc. Care își dorește foarte mult să comunice. Acum, până una alta, că tot am vorbit de vocalize de aer și de mesagerul de aer, poate că comunică într-un alt context. Nu știu, telepatic, poate. Ce simte pentru voi? Și pasiune și dorința de a comunica, și pasiune și emoții. Cel puțin câte două jonglează între... Aha, interesant! Între minus și plus. Acum au încredere, acum n-au încredere. Acum vor să vorbească, acum preferă să tacă și să construiască, eu știu ce, vor ei să construiască. Aici cineva ține soarele și luna, soarele și luna. Dar simt foarte multe. Un ocean de emoții. Plus, extrem de mare pasiune. Aici m-am uitat. M-am uitat asta. Sunt și foarte mândri. Cred că unul dintre voi este în public, cel puțin. Ia uite. 9 de pământ. 5 de foc. 7 de apă. 7 de apă. Visează. Visează că dacă ar avea răbdare și ceva mai multă ambiție, ați putea să construiți o relație de durată împreună, echilibrată. Da, vedeți, am zis regele de pământ, a apărut regele de pământ. Dar pentru asta trebuie să se lupte cinci de foc. Pentru acest vis trebuie să se lupte. Pentru că e concurență, pentru că voi sunteți independente. Și atrageți. Am zis că atrageți. Am zis că pentru unii voi sunteți încărcate energetic și faceți multe, multe chestiuni. Poate vă construiți ceva în viață, poate jongleați între două, trei activități. Există un sentiment de admirație. Dar își doresc foarte mult să vină înspre voi și să vorbească. Iar să vorbească despre ceea ce gândesc, despre stres, despre ceea ce vor să construiască voi, cu voi, dar mai ales despre ceea ce simt. Și acest mesaj va veni într-un mod neașteptat, pentru că mesagerul de aer asta face, cavalerul de spade. Va veni într-un mod neașteptat. Hai să vedem, curățăm cărțile. Da, e un sentiment de... Simte că sunteți un înger și că așteptați mesajul lor. Așteptați să comunice. Cu alte cuvinte, dacă ei sunt acum pe receptivitate, cum a zis mai devreme, și așteaptă ca voi să faceți primul pas, își dau seama că de fapt a trebuit să fie... Ia uite ce mânge. A trebuit să fie invers. Ia uite ce a picat. Valetul de spade. Vă studiază, vă urmărește și e conștient, conștientă că trebuie să comunice, dar nu se știe când. Hai să clarificăm. Doi de pământ.
dată, 2 de pământ, de 2 ori, de 3 ori. Iar decizii. E un pic cam indecisă persoana aceasta. Wow! 2 de monede, regele de monede. Deci a revenit regele de monede pe care l-am văzut și acum reap aici și l-am așezat pe masă din setul celălalt. S-ar putea voi să fiți între cel puțin două persoane, între ei și un alt semn, nu știu, depinde ce sunt ei. Dacă sunt semn de pământ, sunteți între acest semn de pământ și un semn de apă, poate chiar trei și unul de foc. Dar eu zic că energia masculină, aceasta sexuală, este a lor față de voi, trecând peste orice altă zodie. Văd aici regele de monede și regele de apă. Ați fi voi între doi bărbați. Wow. Da, oamenii ăștia nu știu ce să aleagă. Am senzația că au mai multe opțiuni. Nu sunteți singura persoană. Dar e o chestiune de energie între voi. Asta poate că vă face diferit și e o avertizare față de ei. Aveți o altă de energie, dar hai să vedem mesagerul de aer. O dată. Două ori. Nu le cupe. Ce să vă transmită? Că într-adevăr sunteți ce și-au dorit. Sunteți un vis real. Nu o decupe. Că îi faceți foarte fericiți. Dar, iar nouă de spade, dar și se și stresează. Îi puneți pe gânduri, pentru că nu știu cum să muncească în această relație. Ca să fie soare, ca să fie fericire, ca să fie bine. Probabil e interesant, apare împăratul și-a picat și scânzuratul. Trebuie să învețe să aibă alte, iar 5 de cupe. Au regrete, le este doar de voi. Trebuie să învețe să aibă credință, ceea ce nu știu dacă sunt credincioși. Una e să ai încredere în tine și alta e să fii credincios în alte forțe, dacă sunt spirituali sau nu, nu știu asta. Însă, trebuie să, nu știu cum să muncească, să fie fericire între voi. Și ar dori să fie bărbatul divin. Și am văzut, l-am dat și împărăteasă, da. Și ar dori să fie bărbatul acela foarte special al vostru. Dar încă nu știu cum. Deja s-au îndrăgostit cu astfel de cupe. Le este dor de voi, dar bine, puteți să inversați și rolurile, că poate sunteți bărbați și ascultați la femei, dar în general sunt majoritatea ascultătoarelor sunt femei. Regele de cupe, odată. Iar Vale, și acesta vrea să vorbească. Și-ar dori foarte mult să înceapă o discuție în care să exprime toate emoțiile. Dori. Își doresc să vă facă un cadou. Țin foarte mult la voi. Sunteți ca o speranță, ca o lumină în viața lor. Sunteți altceva cu steaua. Da. Se gândesc cum să vină. 7 de monede. Se gândesc cum să vină. Și ar dori să investească în această iubire. Asta e iubire. Nu e doar pasiune, e iubire. Castorul ține de emoții. Ține de emoții vechi și stabile. Dar nu știu când să o comunice.
aceste emoții și nu știu nici cum să... 7 și cu 1, 8. Să muncească. Am văzut mai devreme, 8 dați în urmă. Să muncească în această relație. Cum să investească? Care ar fi direcția? Clarificăm și regele de monede încă o dată. Dată. De două ori. Rotul norocului. Încă una. Și șase de monede. Încă o carte. Mai e o persoană în context cu șase de monede unde sunt trei persoane. Cineva ascunde o prietenie, o relație sau niște chestii. Ascunde eventual cum face bani. Dar dacă sunt asemenea mistere, secrete, strategii și ar dori foarte mult să vă îndepărtați de aceste situații. Și unde să mergeți? În ce direcție? Încă o carte pe patru de spade. Ia uite, trei de spade. Regina de bâte. Sunteți voi și șase de cupe care este similar cu castorul. Și voi sunteți regina de bâte lângă, în context, cu regele de bâte. Care puteți, în viziunea lor, puteți crea o relație. Însă este o mare dezamăgire în acest moment. Și aș vrea să-mi confirmați. Voi mai vorbiți cu altcineva? Că ei așa simt. Că mai aveți pe altcineva. V-ați întâlnit la un moment dat cu un alt personaj? Posibil e să fie semne de apă și să vă fi întâlnit cu un semn de pământ? Și nu le mai oferiți lor toată atenția, eventual toată energia, apropo, și ei pierd energie din cauza asta. Interesant. Adică șapte de spade poate să însemne și faptul că și opt de bâte. Ambele reprezintă o îndepărtare. Simt că v-ați îndepărtat de ei. Că nu le mai dați energie, de aia sunt pe minus. Interesant. Și acum încearcă să se calmeze, dar nu reușesc. Tot stresat sunt. Din acest motiv va fi o comunicare impulsivă. Mesagerul de aer este foarte impulsiv. Nu se știe când vine. Ar fi dorința de împăcare, de regăsire, de recunoaștere, de reechilibrare, că șase e un număr echilibrat. Mai dăm pe nouă de cupe. Ce simte față de voi? Dată. De două ori. Încă o carte, ziceți. Încă o carte. Wow. Știi ce simt?
Nu știu, aș vrea să-mi confirmați. Am senzația că acest personaj la un moment dat a fost egoist. Nouă decupe poate să țină și de un anume tip de egoism. Chiar dacă reprezentați ceea ce și-au dorit, s-au gândit mai mult la ei la un moment dat. Și asta le-a adus sentimentul de durere în timp. Nu știu, cât timp de trădare, de suferință. Cu cât s-au concentrat mai mult pe ei, cu atât și-au făcut mai mult rău. Cu atât s-au blocat în gânduri. Am zis 8 și 9, foarte multe gânduri. Cred că sunt miracole acolo, la zodia miracole și foarte multe gânduri, eventual. Nu știu. Și s-au blocat în această energie. Efectiv, că apare, ia uite, 8 de spade, blocaj mental și 9 de bâte. Un anume tip de blocaj energetic. Apropo de energie, de high power. Și regina de cupe. Asta spune că au încercat să reziste iubirii. Regina de cupe și regele de cupe au încercat să vă reziste. Și atracției fizice și a emoțiilor. Am zis, Beaver ține de 6 de cupe. De o recunoaștere, de o compatibilitate emoțională. Au încercat să reziste. Chiar dacă voi ați fost 9 de cupe ce și-au dorit. Și știți ce mai simt? Nu știu, aș vrea să-mi confirmați. Dacă s-a întâmplat chestia asta, cu alte cuvinte, v-au împins singur prin acțiunile lor, v-au împins să vă căutați pe altcineva. Sau nu neapărat să vă căutați, să fiți deschiși. Deși puteau să vă ofere foarte mult. Nu știu, așa. Ia uite, soarele. Trebuie să-și ceară scuze și ei. Și ei, pentru că mai fost la etalare. 6 de cupe. Vor să manifeste împăcare. Da? Pentru că au venit foarte greu. Vor și să construiască. Da? Apropo de construcție, am vorbit mai devreme. Dar lucrul ăsta se manifestă foarte greu. Pentru că sunt foarte defensivi. Poate că influențează o familie. Poate influențează job-ul, niște bani. Nu știu. Of, curățăm cărțile. Am zis că fac etalare mai scurtă. Hai să ne găsim. La nivel erotic, sexual față de voi. Că în planul acesta, cu toată atracția pe care au, și cu toate... Bine, cresc emoțiile. Cred că e o vorbă. Masochist. E o persoană masochistă în sufletul său. Care își creează singur blocajele și cu cât suferă, cu atât începe să iubească. Nu știu, așa vine mesaj. Ia uite, îndrăgostiți, trebuie să aleagă. Și voi trebuie să alegeți odată. Iată. Multe. Multe. Dar apare justiția, temperanța. Vă adoră. Vă adoră, dar încearcă să-și tempereze aceste emoții și această atracție, să o tempereze, să o echilibreze. O dată. Două. Trei. Iau regele de cupe. Cât romantism au un cap. Numai ea ar trebui să exprime. Poate nu reușesc eu. Dar sunt foarte romantici. Foarte protectori când se îndrăgostesc și când iubesc. Dar degeaba dacă... Doi de spade. Am văzut mai devreme doi de spade, acum reapare. Nu știu cum să vă abordeze. Vă văd foarte... Nu știu, intimidanți, nu știu. Ia, 10 de spade, iar. Și 3 de spade. Ce simt? Și regina de cupe. Am tras încă o carte, 4. Regina de cupe, 2. Deci simt că sunteți niște persoane foarte sensibile, ca și ei, foarte romantice. Exact, nu, ce și-au dorit. Însă, ce mai știu, știu că sunteți și voi, ați suferit, ați fost dezamăgiți, sunteți foarte, și voi, selective, pretențioase, eventual.
Dar în plus e și stângăcia lor. Eu uite, 5 de cupe, ea le dor. Ar vrea să manifeste, iau-te, o nouă relație stabilă. Dar iar știu că pentru asta trebuie să așteptați, nu știu exact din ce motive trebuie să așteptați. Hai să clarificăm de desfa. Doi de cupe. Wow. Ce diferență. Iau-te, ia regina de bute. Vă văd foarte, foarte sexy, însă, repet, ia uite, uitați-vă, da? Cum se uită în altă parte, iar sunteți voi aici. Foc, foc, perechea lor într-un anume fel. Dar se uită în altă parte. V-ar admira, v-ar... Ceasul de spade. Ar trebui să comunice, dar... Și așa simt stângăcie. Deci simt conexiune emoțională. Simt că ar fi super tantri și romantici și v-ar săruta și v-ar alinta și v-ar atinge. Dar nu știu cum să vină. Să rezolve situația între voi. Clarificăm 10 de spade o dată, de două ori. Ia uite. Suferință pentru că ați pierdut o ocazie de a comunica și de a comunica, da, de a fi împreună, de a fi vulnerabile. Turnul și regina de cupe. Și sunt foarte geloși, nu cumva să vină cineva. Sunt conștienți, iau-te, turnul și asta. Ar veni oricând. Dar e o reținere, am zis, este o stângăcie și faptul că se simt intimidați de voi, deși simt multe asemănări. Știu că e contradictorie ce spun, dar cred că și acest personaj e contradictoriu. Le este teamă că oricând poate altcineva să fie cu voi, poate chiar acum e cineva cu voi și sunt geloși. Dar își doresc o nouă relație, o nouă etapă. Pentru asta trebuie să fiți foarte deschiși și deocamdată nu știu că ei fac ceva. Ia uite, luna. Confuzie, secrete. De fapt, nici nu a sărit. O pun la loc. Clarificăm 3 de spade. Simt că v-ați putea vindeca multe răni și unul și celălalt. Că ar putea să vă încânte într-adevăr cu, ori cu vocea, ori cu muzica, într-un anume fel. Dar, până una alta mai e cineva în context. Odată. De două ori. De două ori. Ia. Și la voi eremitul și spânzuratul și regele de cupe. Ambele, axa pești fecioară, o stagnare. Ce simt? Visează. Cred că e mai degrabă vis. Am văzut și luna. Poate că v-ați sau însingurat, dacă sunt bărbați, poate într-un anume fel s-au însingurat și se gândesc. Cum ați fi împreună și ar dori să vă mângâie, să vă ofere tot ce vă doriți. Mai dăm o carte. Am amestecat. Trei de spade. Iau, regina de spade. Am zis că e dominație. Nu, se simt intimidați. Nu neapărat că e dominație. Iau, neapărat că e dominați, aveți o energie foarte intensă. Cât ați fi de delicate, domnilor, aveți o energie, cel puțin față de acest personaj. Suferă
Că deocamdată sunteți separați în această carte, așa vă separare. Sunteți separați? Că nu sunteți împreună? Și-ar dori foarte mult să fiți împreună, patru de bâte? Am zis să faceți dragoste de dimineața până seara, de seara până dimineața, să fiți veseli, să vă bucurați după atâta suferință. Cu alte cuvinte, atmosfera e cam încărcată. Aveți multă putere și unul și celălalt, însă știți ce simt? Am senzația că toată energia în relația aceasta dintre voi o pierd, energia lor o pierd prin gânduri și prin stres. Și eventual vă în imaginația lor, nu știu, vă pun într-o poziție în care sunteți mai greu de abordat decât e în realitate. Eu cred că e doar impresia lor. Nu știu, iar, nu știu, mai citise, nu știu, la etalarea anterioară, o fi în aceeași categorie, oameni care... Da, nu, sau parcă aici am spus. Oameni care se blochează singuri. Și totuși simt foarte mult față de voi. Am văzut regele, regina de cupe. Și ar dori să fiți veseli, să uitați de suferință și de toate blocajele care... Care și le-au făcut ei, în primul rând? Ei și le-au făcut. Eu așa simt. Dacă o fi invers în oglindă, ar fi bine să fiți sinceri și să vedeți. Dacă e în oglindă. Dar am vorbit despre o energie masculină, mai special. Dacă nu vă regăsiți, poate încercați alt număr. Sau poate merge să ascultați în invers. De ca și când ați fi femeie și tot ce spun la bărbat se potrivește pentru o femeie. În fine, ciudat. Ciudat, etalare. Foarte ciudat, numărul 2. Hai să vedem numărul 3. Cei care ați ales aceste de set, vreau să zic cutie de chibrite. Interesant. Acum văd că sunteți o pereche matches. O pereche sigură. O pereche sigură. Se simt în siguranță lângă voi, eventual. Verdele ăsta deschide chakra inimii. Oferă și valori, oferă și stabilitate și creștere și abundență. Creștere financiară, abundență. Ia uite ce apare. Apare broscuța testoasă, tot verde. Dar o să vorbesc imediat despre broscuța testoasă. Ce simt despre voi? Simt că le aprindeți. Le aprindeți focurile. Care păreau cop de cupe, probabil s-au îndepărtat de niște lucruri. Sau îi provoca să se îndepărteze de lucrurile care nu îi mai animă și să meargă înspre dragoste față de ei înșiși și aprinzându-i, dacă voi îi aprindeți, să folosească într-un mod creativ acest foc. Interesant foc. Dar e o chestiune de pericol și de siguranță și de pericol în același timp. Între voi, vedem ce legătură are pericolul ăsta, pericol. Ce ar putea să însemne? Hai să vedem ce simt față de voi. O dată. Până una alta. Pentru că e opta carte din semnele de apă, care înseamnă călătorie foarte lungă. Au de transformat foarte mult ca să vină spre voi, în forma de nouă de cupe, de om care se iubește, se respectă.
Wow! Cred că e cea mai tare carte dintre toate novelele care au apărut. Oul Cosmic. Am zis, e o chestie conștiință, e chakra șaptea. Primesc informații de la divinitate într-o anumită formă că sunteți unul pentru celălalt. Oul Cosmic. Că împreună puteți crea un univers. Chiar dacă va fi ceva de așteptat, chiar dacă trebuie să lase pe cineva în urmă, cineva, mai multe persoane, nu așa. Poate că veți călători împreună, eu știu, și vor să fie stabili. E verde, e exact același joc de culoare și de culori și de linii. Și în acest moment tot jocul ăsta îl văd aici monede. Probabil că vor să vină cu bani ca să susțină această călătorie transformatoare între voi sau a lor către voi, a voastră către ei, a voastră către voi. Oul cosmic. V-ar îmbrățișa de nu v-ar mai da drumul. Ce simt? Simt că voi treziți la o altă viață. Și din punct de vedere sexual, aici văd și Kundalini, văd și oarecare posesivitate. Dar asta pentru că văd valoarea, văd și pericolul, văd și siguranța, potențialul. La capătul setului de cărți, crocodilul. Deocamdată vă urmăresc din umbră și pantera și crocodilul. Vă urmăresc din umbră. Eventual, ei vă urmăresc și mai sunt și ei urmăriți de cineva, mai simt. E posibil. Că e un pericol aici. Poate că ei au... Să nu se aprinde prea rău, pentru că voi puteți să-i aprindeți. Am senzația că voi puteți să-i aprindeți foarte rău. Nu? Chibritele devin un pericol când sunt prea multe, când sunt folosite incorrect. Dar cred că totuși voi îi folosiți corect, le folosiți energia și tot ce se întâmplă între voi, nu corect, e puțin spus, înălțător, e a șaptea ceapă. Este una dintre cele mai înalte cărți în setul ăsta de cărți. Chakra șapte. Etern. Ceva la fel de intens, dar nu, adică altfel. Altfel. A fost la numărul 1. Dar aici, deocamdată, arată. Am zis, este probabil că au... interesant, aici ochii tot verzi. E o energie a lor, poate geloasă, pe care trebuie să o lucreze, pe care trebuie să o tempereze. Crocodilul stă în ape nămoloase, în emoții, în emoții care nu sunt tocmai, de care trebuie să, acum simt, să se îndepărteze, în emoții nu tocmai sănătoase, gelozie, obsesie, posesivitate, se vede de aici, obsesie sexuală, posesivitate. Interesant și am așa o ușoară senzație în plexul solar, probabil că este și o oarecare neîncredere în ei dintr-o anumită privință. Nu știu din ce. Financiar. E ceva acolo. Și totuși. Puteți fi o pereche safe. Sigură. Puteți fi o pereche sigură și chiar simt protejată. Dar posibil voi sunteți aici, oul cosmic, și ei sunt la faza de eliberare de cineva din trecut, de niște situații. Într-o călătorie a vieților, călătorie care trebuie să-i transforme, repede să-i aducă mai aproape. Ia uite, doi de... Mai aproape de voi, doi peștișori, da? Apare aici, doi de cupe. Care merg în direcții diferite și, am zis, trebuie să se redirecționeze spre voi. Scuzați-mi scaunul care scârție.
Nouă de aer. Iar și aceștia sunt stresați cum să comunice cu voi. Își fac gânduri. Vai, de multe gânduri cum să comunice cu voi. Că voi sunteți un înger. Sau o ființă foarte aeriană, în sensul poetic al cuvântului, nu zăpăcită. O ființă care gândește foarte mult, care simte profund. Idealistă. Poetică, chiar poetică, poetică. Ia uite, regele de spade și ei sunt foarte analitici. Se gândesc, observă. Cum aș... Oh, ce frumos! Cum aș putea să iau de la zero cu acest personaj ca să putem să fim fericiți? Simt că putem fi fericiți. Ia uite, zice de cupe și lumea. Simt că putem avea lumea. Lumea aici. Că putem cuceri lumea. Lumea e în voi. O dată. Numărul 3. De două ori. De trei ori. Cu oul și cu șarpele văd masculin și feminin împreună. Împreună creând. Creând. Și șapte, acum duce cu gândul la relații de lungă durată, casa șapte. Relații de lungă durată. Contractuale, nu știu, dar de lungă durată. 8 de aer. 2 de pământ. Wow. Roata norocului. În sfârșit, ce frumos. Ia să vedem spre ce merge. Efectiv îi consumă. Să se gândească tot timpul la voi. Îi consumă la maxim. Aici e pericolul. Că s-ar putea să explodeze la un moment dat. Visul că... Visele cu voi, efectiv, le creează, îi aprind, într-adevăr, iau uitați cât foc, parcă ar fi, iau uite, nu știu câte cuții de chibrite, îi aprind, dar le creează și conflicte. O să vedem ce înseamnă această roată a norocului, dar, deocamdată, 2 de monede, nu știu ce să facă. Nici aceștia nu știu ce să facă. Sunt în gânduri prea mult, 8 de aer. Eventual vă trimit gânduri telepatice. Așa văd aceste pene. Gânduri telepatice. De acolo de unde sunt. Din Oria, din 5D probabil. 5D. Unde probabil acolo vă întâlnesc mai ușor. Dar se gândesc foarte des la voi cu 8 de aer. Și stau și se gândesc uneori cum să acționeze. Uneori, 8 de aer este static, roata norocului reprezintă mișcare. Interesant că central aveți 2 de monede, plus și minus. Ziua, noaptea. Ziua și noaptea se gândesc la voi, asta e clar. Însă uneori vor să meargă spre voi, alteori stau și se stresează eventual. De-aia trebuie să se elibereze de stres și de emoțiile și persoanele care îi țin într-o situație veche. În apele astea nămoloase. Probabil că este cineva din trecutul lor care îi ține, nu știu. Sau niște tendințe. La capătul setului de cărți, Regina de Cupe. Își doresc să împărtășească multe emoții. Pentru că simt că voi înțelegeți. Am văzut 2 de cupe mai devreme, Regina de Cupe. Ce simt? Simt că sunteți foarte feminină, foarte empatică. Tentantă, cu tentația. 15, numărul diavolului. Poate că până acum au fost obsedați de bani, că tot avem verde. Iar avem verde. Dar verde înseamnă și dragoste. Dar dragostea care s-a născut, se naște între voi...
care a început printr-o tentație, de fapt, devine obsedantă. Dragostea devine obsedantă. Nu banii. Banii nu mai sunt la fel de importanți. Aceia se vor face. Interesant. Împăratul. Probabil că acest personaj, dacă e bărbat, a avut bani la viața sa. Nu știu câți mai are, dar a avut bani. Însă acum trăiește... Interesant. Vai, ce frumos! Fantastic! Trăiește o astfel de tentație. Tentația sufletului. Tentația spiritului. Cu oul cosmic, cu regina de cupe, tentația sufletului. Îi tentează să-și descopere sufletul în prezența voastră, trei de cupe, pentru că voi le aduceți multă bucurie. Îi tentează să se transforme, așa cum v-ați transformat și voi. Nu exact, dar fiecare în felul său. Voi inspirați cu regina de spade. Cum să se vindece? Cum să devină? A, interesant, aveți chibrite, cum să devină lumină? Cum să devină lumină? Cum să strălucească? Vai, uite, pasiune, regele de foc. Ce cărți aici? Asta simt. Că și-ar pune inima la vedere. În fața voastră poți să aibă inima deschisă. Pentru că voi recunoașteți, să înțelegeți voi. Am zis, împreună sunteți o pereche sigură. Chiar dacă există un punct periculos și într-unul și în celălalt, împreună sunteți siguri. Și nu știu, oricum acum nu știu ce să facă. Hai să și clarificăm. Dar în momentul în care vor alege, vor schimba întreaga situație, roata norocului. E o întâlnire de destin în care ei încep să se vadă, eventual cu alți ochi. Am zis, îi tentează sufletul, îi tentează spiritul, îi ajutea să crească spiritual, să lase în urmă un trecut nu tocmai grozav. Hai să vedem. Clarificări. Curățăm cărțile. Iar am vorbit și am zis că e mai scurt de probabil când fac seara vorbesc mai încet, mai răruț. E o relație ca într-o oglindă. Dar ce se vede în oglinda asta? Se vede soarele, măi. Soarele și personajul ăsta. Puteți să fiți voi soarele lor, interesant. Dar încep și să strălucească. 10. În momentul în care vor alege, se va schimba întreaga situație, aș spune. Clarificăm cărțile. Ce simte pentru numărul 3, numărul? Sunt multe cărți, nu mai am așa de multe, curcuma să clarific. Curățăm cărțile. 8 de aer, ce simte? Clarificăm. Ia, uite, mai. Regina de aer. În primul rând, se gândesc la voi. Știți că da, sunteți într-adevăr o tentație emoțională, senzuală și intelectuală prin faptul că, pe lângă faptul că sunteți inteligente, sunteți și creative. Eu aici văd multă poezie, Regina de Cupe și Regina de Spade. Însă, posibil pentru unii dintre ei să aibă de clarificat niște chestiuni legale și aici este blocajul. 8 de aer. În niște aspecte care țin de legal, de contracte, de, nu știu. Referitor la voi, ce simte? Trebuie să lase în urmă. Regina de spade ca să meargă spre regina de cupe. Wow! Față de care simte pasiune. Ia uite, niște chestiuni, roata norocului, dezechilibru ăsta. Cărțile acestea au fost și la numărul 2, poate vreți să ascultați. E o problemă acolo. Au ascuns niște chestiuni legate de bani, eventual niște alte relații, niște contracte.
Însă întâlnirea dintre voi, doi, roata norocului, îi fac să devină mai asumați. Se uită la voi, iau-te, că la împărăteasă. Regele de monede vor să fie stabil și să se căsătorească cu voi, pentru că voi sunteți cea mai. Dar sunt și niște blocaje de trecut. Ce simt? Simt că sunteți foarte inteligente și nu pot să vină oricum la voi. Clar, nu pot să vină oricum la voi, pentru că orice s-a întâmplat între voi, dacă nu vin așa cum se cuvine, pentru că sunteți într-o vibrație înaltă și puteți să creșteți și ei mai ales ei, să crească împreună cu voi. Dacă nu vin corect, nu comunică corect, nu se poartă frumos cu voi, îi tăiați de pe lista de priorități, din peisajul vostru. Îi eliberați din peisajul vostru. Ce mai simt? Doi de monede. Oricum, se gândesc cum să comunice cât mai clar cu voi. Știu că n-au cum să vă vindă povești. Doi de monede odată. Două ori. De trei ori. Poate că și voi faceți mai multe activități în această perioadă și vă urmăresc. Am văzut la mătrăgeri de spade. Vă urmăresc cum faceți diferite chestiuni. Ia uite, cavalerul de cupe. Da. Își doresc să vină, dar să fie romantici. Sau dacă nu romantici, să exprime sentimentele pe care le au față de voi. Iar acum vor să vină și să schimbe energia. Acum stau pe gânduri, dar cum să explic? Că nu știu dacă nu sunt clar. S-ar putea să... Ar putea să-și dorească o relație de lungă durată cu voi. Ce regretă? A, că le este dor de voi, într-adevăr, cu 5 de cupe, le este dor, dar... Ce regretă? Nu, le este... Să înțeleg că nu sunteți împreună cu acești 5 de cupe. Dacă le este dor de voi, nu sunteți împreună, nu? Nu știu de cât timp și pentru cât timp, dar e iubire. Aș vrea să știu ce e cu ce, cu... E iubire. Ce să mai... Le este dor de voi. Este dor de emoțiile pe care le-au simțit în preajma voastră. Am zis, îi tentați cu emoțiile și cu sufletul. Tentația sufletului mai degrabă decât cea trupească. E obsesia pentru ceea ce simt în preajma voastră. Da, sunt oameni care vor să fie în control, care au fost probabil în control, au avut bani, eu știu ce au mai avut, poate au și responsabilități, nu știu dacă mai au pe cineva, posibil să mai aibă totuși pe cineva prin preajmă când ești împărat sau când ai fost măcar... Tot ai mai rămas cu niște oameni în preajmă, însă... Ce mai simt? Simt că i-au pierdut pe cineva din familie la un moment dat, cândva. Probabil că ați discutat despre această pierdere, decesul cuiva din familie, și le-ați oferit șansa să se vindece, șansa prin prezența și comunicarea care a fost, să se vindece și să descopere, să redescopere dragostea, dincolo de toate experiențele neplăcute pe care le-au trăit în familie. Acolo sunt niște regrete, acolo sunt niște probleme, dar aș vrea să mai clarific totuși 10 de monede. Ce cu acest 10 de monede? Ce și-au dorit să comunice despre familia lor? Poate. Și nu știu, merită, nu merită. De ce? Ia 10 de monede odată. De ce? De 2.
de 3 ori. Steaua, pentru că îi vindecați. Îi vindecați. Ia uite. 10 de monede și spânzuratul. Deci acolo au făcut niște sacrificii în familie. Și asta ar vrea să comunice. Eventual să-i ajuta să se vindece, da? Cu steaua. Că tot am vorbit de vindecare. Că sunteți inteligente. Spânzuratul. Pentru că aveți intuiție. Pentru că sunteți mari preotese. Pentru că, probabil, ia uite, sunt de sufletele lor perechi. Ar vrea să lucreze împreună cu voi, într-o colaborare sau să lucreze în relația aceasta. Ar vrea să lucreze, să fie stabil în această relație. Dar au niște, niște secrete referitor la familia lor. Câte sacrificii au făcut, despre care ar vrea să vorbească, dar încă nu știu să vorbesc sau nu vorbesc, să vorbesc sau nu vorbesc. Iar mai dăm pe Regina de Spade totuși cu carte. Că se gândesc tot timpul la această discuție. Se gândesc cum să fie discuția emoțională sau logică? Emoțională sau logică, cum să fie? Ia uite. Regele de monede. Ciudat. Mai dăm o carte. Regele de monede. Mai dăm o carte odată. De două ori. De două ori. Ar vrea să vină spre voi și totuși... Da, să vină să vă cucerească. E o dezamăgire. E o tăcere. Probabil că totuși e o tăcere între voi acum. Din motive... Ia uite. Care țin de justiție, să zic. Regele de monede. Acum am confirmat această carte. Acest rege, acest bărbat, care probabil că a avut bani, poate și mai are, trăiește o mare dezamăgire. Nu din cauza voastră. Voi vindecați. Poate că totuși la această dezamăgire se mai adaugă un anume grad de suferință că nu sunteți împreună încă. Dar trăiește o mare dezamăgire. Și probabil că Regina de Spade în acest context și cu 8 de spade e un mic blocaj peste care vor trece. Pentru că pare totuși o separare de un trecut. Și asta îmi confirmă și proscuța testoasă, care e un 8 de cupe. Mai exact, Regina de Spade pentru mine înseamnă și avocat, divorț, chestii de genul ăsta sau alte chestiuni legale care trebuie clarificate. Ia uitați-le aici. Secrete referitor la... Eu știu... Justiție... Cineva a fugit de justiție, a fugit de niște chestii, în fine, poate. Ceva de genul ăsta. Clarificăm, te rog frumos, roata norocului. O dată. De două ori. Roata norocului. Asta. Ce simte? Simte multă pasiune și vrea să fiți împreună. Le este dor să fiți împreună, asta e clar. Cât de stres... Este sătulă persoana respectivă. Este sătulă. De stres, de trădări este efectiv. Aici nu mai vrea. Și acum dacă 10 de monede e familia din care vin sau familia pe care și-au făcut-o, iar variază. Dar acolo au fost făcute niște sacrificii, au fost niște trădări pe care voi simt că le-ați putea înțelege. Și probabil că intuitiv voi ați simțit niște chestii. Dar își doresc să se schimbe energia dintre voi. Își doresc să, nu știu, să vă iubiți, să faceți dragoste. Să vă împăcați.
să vă reaprindeți. Ia uite, și apare soarele la capătul. Și dragoste, ia uite, regina de cupe iar. Dragoste. Mai dăm o carte pe asul de bute. Ce simt? Voi energizați, asul de bute energie. Ia uite, și asul de cupe, măi. Ce frumos. Îi energizați și îi calmați în același timp. A zis, sunteți și periculoși? Că ăsta e pericolul. Pericolul, când sunteți împreună, explodați. Sunteți foau. Dar și apa. Asul de cupe. Sentimentul de siguranță. E pericol. Ok, lasă că ne calmăm. Găsim soluții. Că apa stinge focul, da? Găsiți emoții care să vă tempereze această extremă pasiune. Posesivitate. Ia uite, vor să manifeste. Iar să lase în urmă cupele goale și să manifeste un soi de împăcare. Renaștere, iar sunt cuvinte, unele mai mari, altele mai mici. Vă știți contextul. Cum îi face să simtă? Fierbinți? Fierbinți? Umezi? Depinde, de la sex la sex. Ce bine ce sunteți bărbați femei. Da, trecem la celelalte de cărți. Ap să manifeste o nouă viață, aș spune. O nouă viață. Sau o nouă relație, curățăm cărțile. Ia uite, s-a deschis la asul de bute. A zis să-și doresc să facă dragoste cu voi. Pentru că au foarte multe de povestit. Și poveștile acestea sunt destul de... Unele sunt destul de dramatice, pline de suferință. Ce simt față de voi? Numărul 3 odată. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, îndrăgostiți. Trebuie să aleagă între voi și cealaltă persoană. 10 de cupe. Sunt îndrăgostiți până peste urechi, să zicem. Da. Cum facem? Așa facem, da? Te apucați-ne. Valetul de monede, valetul de bute și regele de spade. Wow! Împărăteasa! Lumea! Ce simte? Că sunteți totul pentru ei. Universul lor, soarele lor, împărăteasa lor, sunteți cea mai frumoasă femeie pe care... Și nu știu cât e vorba de frumusețe, oricum vă văd frumoase, dar cea mai valoroasă femeie. Cea mai prețioasă. Și am zis că aici este împăratul. Îi face... Deci... Eventual îi tentați să se descopere, să descopere împăratul din ei. Apropo de tentație, voi îi tentați să descopere împăratul din ei. Pentru că voi sunteți aici împărăteasă. Am vorbit de Kundalini, ia uite aici Kundalini. În preajma voastră, oamenii aceștia vor fi total diferiți. Și nu că mint, ci pur și simplu energia voastră. Îi provoacă, îi învață, îi stimulează să fie altfel. Și sexual, evident că la fel. Dar ce pot să zic? Sunt și foarte geloși. Foarte geloși. Pentru că la un moment dat i-ați respins. Știți voi de ce. Ați simțit că e ceva neregulă și ei trebuie să vindece acele probleme. Ce simt? Și-ar dori să vă întâlniți și să stați la un pahar de ceva, să deveniți mai vulnerabile, să vă dezbrace, să vă sărute, să vă mângâie, să vă stimuleze, să vă înfierbânte. Zic să vă umezească pasul de cupe. Dar e acest rege de spade. Deocamdată trebuie să se ferească din cauza unei persoane. Aici o persoană, nu știu dacă e mamă, soție, vreo prietenă de care nu scapă, posibil acest personaj să fie prin preajmă, foarte geloși.
A, sunt și ei geloși, dar aici e un alt personaj. E un alt personaj. Ce este foarte interesant este că până acum ei tratau sexul la modul pueril, imatur, nu pueril, că pueril nu e cuvântul potrivit, imatur, detașat. Însă în preajma voastră lucrurile se schimbă, se schimbă, da, nu mai sunt detașați, nu mai sunt. Am senzația că acești oameni, mai ales aici, bărbat, 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 femeie, 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 până să fiți împreună, avea tendința acest bărbat să fie dominator. La modul destul de rece, da, destul de rece. Dar în preajma voastră se schimbă. Deja sunteți de la egal la egal, în principiu. A, și uite, interesant. Odată se ascund, odată sunt vulnerabili. Pentru că la numărul 1 erau tot timpul ascunși. Da. Clarificăm valete de monede o dată. De două ori. Probabil că aveți sunt frumoși. Lor oricum le plac. Sunt ei voștri. Valete de monede. Ia. Temperanța. Temperanța ține niște pahare. Aici avem pahare. Paharele înseamnă emoții. Ei încearcă să se tempereze, dar v-ar dori pe voi netemperate, în exces de emoții. V-ar dori să vă pierdeți capul în brațele lor. Probabil că simt că sunteți persoane temperate și vor să știe cum sunteți când nu sunteți temperate. Da, ia uite. Trei de cupe, trei. Asul de spade. Își doresc un nou început. Trebuie să construiți, iau, să vă transformați viața. Poate chiar să faceți copii. Pentru că au suferit, ați suferit și voi. Valetul de bute. Ha, interesant. Cenușăreasa. Valetul de bute. Am zis că voi aprindeți. Valetul de bute e de bâte, e de foc, da? Voi aprindeți. Îmbrățișările, sărutările voastre îi aprind tot timpul, numai gândurile, dar... Din niște motive trebuie să așteptați. Probabil că sunt alte persoane. Sunt alte persoane prin preajmă în viața voastră, în viața lor, trebuie să așteptați. Între timp ei vă urmăresc. Dacă tăceți, dacă a fost, că am văzut semnale că ați tăcut, că nu ați comunicat, ei vă urmăresc și își doresc să vă împăcați cu judecata. Și nu doar să vă împăcați, să vă legați unul de celălalt, să vă legați și să aveți copii, să... E un gând al lor. Cum ar fi. Și ar dori să faceți dragoste până obosiți asta, nu, așa, ca să nu mai zic câteva chestii. Dar sunt foarte stresați și intimidați într-un anume fel de faptul că voi sunteți în această poziție împărăteasă. Ca voi aveți această forță și sexuală, și energetică, și mentală de a-i transforma, aud. Regele de spade. 10 de monede. Da. Posibil că acești oameni au fost căsătoriți, sunt căsătoriți sau au avut o relație. Apare regele de spade și regina de spade. Eu cred că acea relație a fost mai glacială. Interesant. Iar nu pot să vorbesc. Probabil că nu vor ei să comunic prea mult. Acea relație se va încheia. Acea relație se va încheia pentru că pe voi vă adoră, pentru că voi sunteți ceea ce își doresc.
Da, în acea relație era plictiseală. Plictiseală, dezamăgire. Stăteau mai mult din motive contractuale. Voi sunteți cei care îi aprindeți eventual. Și vă adoră. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ceau, ceau.